Bună seara tuturor, așa cum vă anunțasem pe Instagram zilele trecute, în seara asta avem un unboxing cu ce cărți au trimis editurile. Mulțumesc înainte de toate acestor edituri, le voi menționa pe parcurs în timp ce desfacem cutiile. Eu sunt Roxana, bine ați venit și dacă sunteți aici și v-ați abonat, mulțumesc tare mult, click pe clopoțelul de notificări pentru că datorită lui puteți vedea următoarele vloguri. Să facem un vlog cât mai scurticel, da? Să nu ne întindem foarte mult, desfac chiar în ordine în care au ajuns de la ultimul, să zic așa. Și dacă tot am primit atât de multe, să vă așteptați că urmează și concurs. Scuzați poșnetele. Uite, bine ambalate, doamnelor și domnilor. Foarte drăguț, mulțumesc, pentru că așa s-au păstrat bine și acum trebuie să am eu grijă să le desfac, să nu comit vreo nebunie. Am primit, să știți, vă anunț de pe acum, foarte multe cărți, cred eu, în tot ce e aici, foarte multe scrise de autori români contemporani. Asta înseamnă un lucru, un singur lucru, Roxana, că trebuie să începi să citești și tu autor român contemporan. Mai ales că te consideri unul. Nu, corectat, rectificăm aici. Eu n-am zis, nu mă consider un autor încă. Joanna Gustafsson. Asta nu este scrisă de autor român. Aici sunt mai multe cărți publicate de editura Tritonic. Sunt publicate recent. Mulțumesc tare mult, Tritonic. Haideți să vedem, să vi le prezint așa și vouă pe toate. Interesante, toate sunt în aceeași culoare de copertă pe lateral aici. Cumva, când le pui în bibliotecă, se văd foarte frumos. Le pui în aceeași... Știți voi, colecțiile. Cine iubește colecțiile de cărți să le aibă așa la linie. Hai să le iau pe rând, de fapt. Avem odată Zei străini, Ana Maria Alfieri. Avem apoi Toamna se numără cadavrele, la Brașov. Aici Toni Mot. Joanna Gustafsson, de care vă spuneam mai devreme. Bogdan Hrib, Reziliență. Este o carte pe care, o carte de fapt, pe Bogdan Hrib chiar voiam să-l citesc. Mulțumesc tare mult că mi-ați trimis Tritonic această carte. Mai avem aici Teodora Matei, Afaceri de familie și o social media influencerii și rolul lor publicitar. Asta e foarte interesantă, mai ales pentru noi cei care facem ceea ce facem în social media. Și încă una, da, mulțumesc, am zis că aș dori un exemplar în plus de la Bogdan Hrib, pentru că una să rămână pentru mine și cealaltă să o ofer la un concurs atunci când va fi momentul. Bineînțeles că voi organiza concursul cu mare parte dintre aceste cărți și voi oferi și în grupul Ai Carte, Ai Parte, pentru că urmează acel premiu de loialitate pentru membrii activi și n-am mai făcut de mult unul. Mulțumesc, Tritonic! Îmi plac, chiar îmi plac. Sunt foarte frumoase și sunt reușite coperțile. Da, dacă mă urmăriți de ceva timp știți că eu pun foarte mult, mult preț sau accent pe acest lucru. Contează pentru mine cum arată o copertă. Și acum avem de la Crimes in Press 3 cărți. După cum este și titlul, numele editurii, evident avem niște crime, niște criminali, niște asasini. Era momentul să mai citesc și eu astfel de cărți, n-am mai citit de mult. Avem cadavre și crime. Asta este de Richard Osman, Clubul Crimelor de Joi, 4 prieteni improbabili, o crimă năucitoare. Haideți să vedem despre ce o fi vorba aici. Mă gândesc dacă să citesc cartea aceasta întâi eu și apoi să o ofer mai departe. Sau chiar să o păstrez. Îmi place coperta la asta foarte mult. Chiar e foarte, foarte bună. Roman tradus în 37 de țări. Bestseller Sunday Times. E un titlu pe care l-am mai văzut, mi-a mai trecut prin fața ochilor. Apoi, uite și asta este o copertă foarte frumoasă. Cele trei femei ale domnului consul, laureat al premiului Goncourt 1997 și 2001, Jean-Christophe Ruffin. Și Marek Krajewski, Sfârșitul lumii la Breslau. O poveste polițistă cumplit de convingătoare, o parte din magia întunecată a acestei cărți e dată de imaginea actualului oraș polonez. Trei autori noi așadar, Richard Osman, Jean-Christophe Ruffin și Marek Krajewski.
nu cunosc, n-am citit nimic niciodată de acest scriitor, dar poate e timpul să mai schimbăm și noi în experiența noastră literară, să mai aducem și alte titluri. Aici nu știu cine este, aici nu este editor, e de la o persoană. Nu-l cunosc, cred, dar ar trebui să-l cunosc dacă i-am dat adresa. I-am dat adresa eu? I-am dat de la postă adresa, cred. Dar nu știu ce carte este aici. Scuze. Dacă nu le desfac imediat... Oha! Nu pot să cred, ce surpriză! Ce surpriză, Dumnezeule! Este cartea pe care eu am corectat-o. Un domn din Canada a apelat la mine să-i corectez niște cărți pe care le-a scris. E vorba despre 3 cărți mai exact și acum mi-a trimis una dintre ele. E vorba despre Singur. Vai, nu pot să cred! Mulțumesc! Poveste care mi-a plăcut foarte mult și mai ales că am lucrat și eu la ea și am umblat puțin acolo la anumite aspecte, să zicem, legate de topică mai degrabă sau puțin de virgule, gramatică și... Vai, mulțumesc, Leonard Voicu, Singur. Te rog să ne spui dacă această carte se găsește undeva, dacă se poate comanda de undeva, pentru că poate este cineva interesat. Eu n-am niciun interes să promovez această carte, dar dacă tot am lucrat la ea și la corectura ei și m-am ocupat și de poveste, vă pot spune că este una care mi-a plăcut foarte mult și mi-a făcut mare plăcere să lucrez la corectura acesteia. Singur, de Leonard Voicu. Te aștept dacă avem unde să lăsăm un link, cu mare drag o voi face. Să trecem mai departe, pentru că ea se întinde, Roxana, și creează aici un vlog de o oră și nu vrea treaba asta. Aici este editura 3. Haideți să vedem 3. 3, 3, 3, 3, 3. O să mai prezint toate aceste cărți și separat. Deocamdată am să le desfac rapid așa într-un unboxing, să nu ne întindem foarte mult. Te iubesc, dar nu pe tine. Cum spuneam, autor român, vorba despre Raluca Feher. Este un roman publicat de editura 3 și aici îmi place coperta. Foarte interesantă și asta colorată, destul de bine. Nu știu nimic despre Raluca Feher, să-mi fie cu iertare, așa cum probabil foarte multă lume nu știe de Roxana Brânișteanu. Așa e cu noi, e destul de greu să te faci cunoscut pe piață. Raluca, mulțumesc, Raluca, editura 3, mulțumesc pentru cărțile acestea și mulțumesc că mi-ați trimis autori români. Este momentul probabil să ajung și eu la acești scriitori. Rămâneți pe aproape pentru că îmi voi organiza concursurile atât aici cât și pe Instagram. Vai, ce-mi place aceasta! Cât e de frumoasă coperta asta! Ana Dragomir, Copacul. Deci, persoana de la editura 3 care m-a sunat și mi-a prezentat această carte, i-am spus că mi-o doresc foarte, foarte mult. Este scrisă de o fetiță, o fată de 14 ani, care a scris povestea nu la 14, asta nu mai țin minte, dar cred că a scris-o mult mai devreme, asta am uitat. Dar uitați cât de frumos arată și are și ilustrații, deci este superbă cartea asta. Pentru copii sau nu, s-ar cam putea să mai doresc un exemplar dacă este să organizăm concurs și să o dau și pe aceasta, pentru că îmi place mie foarte mult și n-aș vrea să rămân fără acest exemplar. Deci chiar îmi place foarte, foarte mult și coperta și tot. Și de ce să nu citesc și poveștile acestea? Am eu de gând să citesc Jules Verne. Așa că cred că pot să citesc orice carte vreau, oricând vreau, indiferent de vârstă. Ana Dragomir, Copacul. E foarte, foarte frumoasă coperta asta și din ce mi s-a povestit atunci când am vorbit cu persoana care se ocupă de editura 3 de partea de marketing, am zis că este și povestea extraordinar de bună. Mi-a povestit puțin așa în mare despre ea și nu îmi venea să cred că o copilă ar avut atâta imaginație să scrie. Haideți să vă citesc un pic așa din sinopsis. Copacul nostru s-a născut la data de 17 noiembrie 1558, chiar în ziua în care era încoronată regina Elizabeth I a Angliei. A învățat despre lumea înconjurătoare și despre cea a oamenilor împreună cu băiețelul care l-a plantat Thomas și cu neobișnuita lui prietena Rosie. Dar un copac trăiește mai mult decât oamenii, chiar și decât cei care îl plantează și îl înconjoară cu dragoste. Așa că povestea protagonistului nostru se întinde până în straniul an 2020. Foarte, foarte interesant să gândești o astfel de poveste.
foarte interesant și spune aici despre autoare că adoră să-și petreacă timpul liber. Așa, locul care a inspirat-o să scrie Copacul este chiar cel de la țară, acolo unde petrece foarte mult timp. Bravo, Ana! Bravo, bravo! Ajung eu și la tine. O carte pe care mi-am dorit-o foarte mult e vorba despre Viața este un roman. Viața e un roman, n-am mai citit de multă vreme ceva de la Musso și mulțumesc că mi-ați trimis-o pe aceasta, pentru că tot ce am citit eu este după 7 ani și aproape că au trecut 7 ani. nu după 7 ani de citesc Musso. Dar n-am mai citit de multă vreme ceva și îmi doream foarte mult, așa că mulțumesc că ați trimis-o și Martin Lugan găsește puterea să mergi mai departe. Este autoarea care a scris Oamenii fericiți citesc și beau cafea. Probabil mulți dintre voi știți această carte, dacă nu pe cea de aici, sigur pe aceea, că este mai cunoscută și a devenit fenomen internațional, așa cum scrie și aici, tot de la editura 3, cum spuneam. Nu am citit Martin Lugan nimic. Voi știți probabil, dacă sunteți de mai multă vreme pe la mine, că nu prea mi-acord timpul către astfel de cărți. Uneori, știți că v-am mai spus, cred că avem nevoie și de astfel de povești, așa ușurele, cât să te deconecteze. Având în vedere că eu citesc acum Umberto Eco, Numele Trandafirului, am mare nevoie de o gură de aer după această salată de limbi la tine, să citesc pe cineva, un membru al grupului ai cartea, ai parte. Mi-a plăcut, mi-a spus treaba asta și n-am crezut până în momentul în care am început și am deschis cartea, care încă de la început are o mulțime de cuvinte și de citate în latină și mi-e foarte, foarte greu. Deci nu cred că am zis asta până acum vreodată, nu mă plâng, dar cred că asta e cea mai grea carte pe care o citesc în momentul de față. Cea de acum, Numele Trandafirului, Umberto Eco. Foarte grea, mi se pare. Haideți să vedem, următoarea editură este una pentru copii, pentru că, da, voi organiza un concurs pentru copii. Dacă sunteți părinți care mă urmăriți aici, s-ar putea să vă facă plăcere. Leonardo și furtuna emoțiilor. Aceasta este mai degrabă o carte pentru copii, părinți și profesori. Are, bineînțeles, foarte multe ilustrații și cred că e foarte interesantă. Uite ce spune aici. Mark Twain avea dreptate, conopida e o varză educată. Inteligența emoțională va fi definitorie pentru succes în anii care vin. Mi se pare un lucru foarte important că se acordă timp și atenție acestui aspect, inteligența emoțională. Extrem de important. Deci sunt atât de mulți adulți astăzi care cărora le lipsește cu desăvârșire inteligența emoțională și nu-i vorba doar de inteligență emoțională, știți că am mai povestit eu și de sentimentul de empatie pe aici prin blogurile mele. Mi se pare lucruri, aspecte foarte importante și dacă nu educi de mic copil, e mult mai greu apoi ca adult. Leonardo și furtuna emoțiilor. Ai un mic despre această carte. Aur, sânge și foc, orașele romane care au supraviețuit mileniilor în România și în ținuturile românești. Apoi avem Alexander Hauswetter, Penumbra, cea să vi le și arăt dacă tot povestesc despre ele. Ce a pierdut și ce a câștigat România în perioada 1877-1918. Aici avem două exemplare din ce am spus mai devreme, orașe mici și mari care au dat României personalități și care ne-au schimbat destinul ca națiune. Toate sunt de la editura Integral. Mulțumesc, Integral! Voi și oferi la concurs. Despre Alexander Hauswetter recunosc că am mai auzit, dar nu mi-a ajuns până acum niciuna dintre cărțile sale și nu știu cum scrie, așadar nu vă pot spune mai nimic despre. Haideți să trecem la următoarea, e vorba despre editura Edicard. Edicard, pe care îi găsiți și pe... O să las să știți niște linkuri în descriere pentru fiecare editură în parte, pentru că le mulțumesc tare mult pentru ceea ce mi-au trimis. Și tot pentru copii avem aici, extrem de interesante și de frumoase. Oh, ce drăguțe sunt! Îmi place enorm când o editură investește timp, atenție în astfel de detalii, cum ar fi coperta. Pentru că, da, dai banii pe conținut, dar contează și din punct de vedere estetic cum arată ceva. Deci când te duci într-un magazin, prima dată vezi cu ochii. Când te duci într-o librărie, întâi vezi un titlu, vezi o imagine, vezi ceva.
că știai sau nu despre acel autor. Îți poate atrage atenția cu coperta. Așadar, da, nu mă dezic niciodată, n-am să mă dezic de ceea ce am spus întotdeauna, țin foarte mult la acest aspect. De asta și eu mi-am dorit la cartea mea să am o copertă interesantă și drăguță. Uitați cât sunt de frumoase acestea, și pe spate și pe față. Și o să vi le arăt așa. Limba engleză, mijloace de transport. Limba engleză, animale de pe continente. Engleză, reptile și animale marine. E un lucru foarte important să înveți limba, o limbă străină de mic copil, mai ales engleza, care este peste tot, absolut peste tot este engleza. Animale de pădure, ce mai avem? Animale domestice, coloring book, da, avem și cărticile de colorat, animale din savană, meserii și păsări. Am să vi le prezint rând pe rând în momentul în care o să le acord ceva mai mult timp. Acum, cum vă spuneam și mai devreme, doar le prezint în linii mari. Scuzați gestul de mai devreme în care m-am uitat la ceas, n-am vrut să fac asta și nici nu știu să-l dau pe silențios de aici. Scuzați. Elefantul de Alexander Kuprin. M-am gândit eu așa că poate și chiar mi-ar plăcea să scriu o poveste pentru copii. Așadar, ar trebui să citesc toate aceste cărți, să mă inspir și eu din ele sau să văd cum se scrie o poveste pentru copii. De ce nu să încerce Roxana o poveste de copii? Deci, elefanțelul Eddie, elefantul de Alexander Kuprin, ziceam, Piu Piu cunoaște lumea. Doamne, ce frumoase sunt pentru ăștia mici! Serios, micul extraterestru, micuțele zâne, aventuri în savană, jurnal creativ de lectură, poveștile primăverii. Poveștile primăverii, încă o dată avem aici lecturi, curiozități, jocuri, ce frumusețe! Jurnal creativ de lectură, poveștile iernii, povești scrise de dragul celor mici. Sunt foarte, foarte frumoase. Mulțumesc tare mult că mi le-ați trimis și abia aștept Ricard să vă povestesc și eu despre ele și să le oferim, bineînțeles. De ce să nu le oferim picilor care au nevoie și de limba engleză și de lecturi și de povești? Le dăm mai departe. Dar din dar se face dar. Și dacă toți suntem la cărți frumoase și ilustrații, trebuie să vă arăt pe aceasta. Este una dintre superbele cărți din biblioteca mea. Am primit-o și pe aceasta recent de la un amic. Mulțumesc și lui public. 20.000 de leghe sub mări. Că tot spuneam eu mai devreme că ne-am citit Jules Verne și am de gând să o fac. Uitați cât de frumoasă este cartea asta. Deci, așa că m-ați mai întrebat pe grup, cred, de unde este. Corint Junior. Corint Junior este superbă și are și aceasta ilustrații, doar că nu colorate. Doar coperta este așa colorată frumos. Ilustrațiile sunt alb-negru. Dacă n-am citit-o, ce să fac? Acum să o las necitit dacă tot o am în casă și în bibliotecă. Nu vreau să o am doar pentru că e frumoasă și să dea aici bine în poze și în vlogurile mele. Vreau să o și citesc, să știu că am citit și eu 20.000 de leghe sub mări. Voi ați ajuns la ea? Spuneți-mi dacă, da, chiar sunt curioasă dacă mai este cineva aici care să nu fi citit Jules Verne. Și am cam ajuns la final. Mai am aici o cutie care nu este... O să fac o reclamă acum, o să zic că este de la editura Oriflame, pentru că apare, este cutia de la Oriflame. Mi-a trimis-o un domn din grupul Ai Carte Ai Parte, este membru al grupului nostru și îi mulțumesc tare mult pe această cale și pe această cale am făcut-o în privat. Ce este foarte interesant e că eu cu acest domn ne-am tot contrat așa în anumite comentarii, în anumite mesaje, pentru că avem opinii, păreri diferite. Este normal. E un lucru pe care eu am zis că îl accept întotdeauna în acest grup, ca fiecare să-și exprime părerea. Însă în momentul în care mie mi se pare, într-adevăr, asta e relativ aici, poate eu greșesc, dar ăsta este rolul meu, că sunt administratorul grupului și îmi permit să fac acest lucru. Deși mai consult și alte păreri, nu sunt singură care stau eu și eu decid, eu tai, eu spânzuri, nu fac treaba asta. Sunt momente în care, pentru că suntem de vârste diferite, este normal să gândim diferit și să avem
păreri și principii diferite. Și atunci, la anumite postări, când eu spun ceva, domnul respectiv spune altceva și tot așa se poate produce o hărmălaie acolo și o neînțelegere. Însă, asta voiam să spun, că apreciez foarte mult că, lăsând la o parte aceste divergențe, suntem oameni în continuare și nu, domnul n-a ținut cont că l-am contrazis sau că m-am luat de el public în anumite aspecte și mi-a oferit această cutie de cărți. Iar este aproape la fel de grea sau chiar mai grea ca orice alt pachet primit de la editură. Mulțumesc încă o dată și sunt și mai curioasă acum ce v-ați gândit că ar trebui să citesc eu și n-am citit până acum. Cred că n-am citit și cred că sunt clasici. Exact, exact cum spuneam. Aaa, nu pot să cred, i-ați trimis ce la Serghi, vă mulțumesc! Am spus eu că mi-a plăcut foarte mult ce la Serghi și că vreau să mai citesc încă o carte. Vai, ce frumos, mulțumesc mult, mult, mult de tot! Abia aștept să ajung la ea. Mai am povestea, cum se numește, Mirona. Nu știu exact tot titlul. Îmi scapă de undeva aici. Mirona, unde ești? Cartea Mironei, aceea este. Și acum am primit Gențiane. Ce fain! Mulțumesc tare mult! Caterina din Medici. Oh my god, dar nu este în română? Că scrie Catherine de Medici. Ah, ba da. Este în română. De la... Ce-am zis? Oh my god! Pardon. Am vrut să păstrez limba română. Caterina din Medici. Mulțumesc! Asta chiar spuneam de ceva vreme că vreau să o citesc. Pentru că am auzit atât de multe lucruri despre această femeie și da, nu am mai citit de la Honoré de Balzac decât... N-am mai citit nimic, de fapt, în afară de Femeia la 30 de ani. Am acolo o Verișoara Bet pe care ar trebui... Adică aceea ar fi pe planul următor în lista mea de cărți de citit. Caterin de Medicis, nu știu când o să urmeze, dar mulțumesc. Este o carte pe care, la care musai trebuie să ajung cândva. Nuntă în cer, pe care deja o am, mulțumesc. Pe aceasta probabil o pot oferi mai departe dacă nu vă deranjează, pentru că este una dintre cărțile mele preferate și vreau să ajungă și la alți cititori care n-au citit încă această superbă, minunată carte a lui Mircea Eliade, despre care am spus că intră în top 15 cărți de 5 stele. Fata din Nazaret. Nu cunosc, este Petru Popescu. Nu știu nimic, dar dacă mi-ați trimis-o, probabil ați considerat că este o carte bună. Fata din Nazaret e un titlu destul de interesant, atrage atenția cei drept. Aștept să-mi povestiți, nu cred că ați spus până acum pe grup despre această carte, ce este cu Fata din Nazaret. Poate ne povestiți un pic și îi faceți curioși și pe ceilalți. A doua fundație, Isaac Asimov. Și despre aceasta multă lume a scris în grupul Ai Carte Departe, cred că și dumneavoastră ați povestit la un moment dat, văd că o aveți chiar în țiplă, mulțumesc tare mult. O să o pun acolo în colecția de la Adevărul, nu am foarte multe opere din această colecție, culoarea verde și mai am vișiniul acela, dar nu am citit nimic de Asimov și mulțumesc că v-ați gândit că am nevoie să citesc și Asimov. Printre toate cărțile acestea. Încă de pe atunci, Vulpea era vânătorul. O carte care e de multă vreme pe lista mea, Herta Müller, câștigătoare de Nobel pentru literatură și da, aceasta sigur va intra într-o listă ceva mai rapidă decât celelalte care sunt aici. Insula Comorii, Robert Louis Stevenson, la fel și mai am aici Revolta de pe Bounty, Sir John Barrow, cărți despre care recunosc că, mă rog, de asta am auzit, bineînțeles, dar nu mi-au trecut încă prin mâini, astfel încât să le și citesc. Mulțumesc foarte mult, le voi așeza frumos în bibliotecă, pentru că mi s-a și golit cu ocazia asta că am ridicat acest turnuleț în spate, acest mic castel, eu care am o căsuță mică și o bibliotecă mică, acum pot să o umplu cu aceste cărți. Mulțumesc tare mult tuturor celor care mi-ați trimis cărțile acestea, voi mai povesti despre ele, le voi așeza frumos și în niște fotografii pentru concursuri. Ne vedem data viitoare. Eu sunt Roxana. Dacă ați rămas până la final, nu uitați abonare și click pe clopoțelul de notificări. Spor la lecturi în tot ceea ce faceți și dacă ați citit aceste cărți, vă rog să povestim despre ele.